Mă rog, salut, oameni buni! Eu sunt domnul Mihail, voi sunteți la Experiența Medicul și în timp ce fugeam acum pe hol, am căzut și m-am julit. Și m-am și zgâriat și m-am și atins de ceva foarte fierbinte și m-am ars un pic, am o mică arsură. Ce fac în situația asta? Ce îmi recomandați voi? Vă rog. Eu una folosesc tratamente băbești. Da. Cum ar fi sarea, uleiul, crema de gălbenele. Și ce, să mă dau pe julitură cu ulei? Uleiul merge pentru arsuri. Pentru arsură, deci unde m-am ars, mă dau cu ulei. Și cu sare unde mă dau? Tot pe arsuri. Tot pe arsuri. Pentru zgârieturi. Și pe tăietură cu ce să mă dau? Curge sânge un pic. Cremă de gălbenele. Cremă de gălbenele pe tăietură, ok. Bun, cine mai are recomandări? Ce mai faceți voi când vă ardeți sau vă juliți? Vă rog. Eu folosesc spiritul. Spirit? Da, îmi dau cu spirit și pun vată. Alte recomandări? Vă rog. Dezinfectăm rana cu apă oxigenată. Apă oxigenată? Da. Ok. Aia face așa, se umflă așa în contact cu sângele, ați văzut? Face niște bule așa. Că dezinfectează. Da, dezinfectează, e foarte bună. Rivanol, betadina am mai auzit. Da, și asta, da. Și pentru arsuri, eu știu că este foarte bun alcoolul medicinal. Alcoolul medicinal? Fiind rană închisă, dacă este deschisă, nu este recomandat. Ok, bun. Haideți să vedem cine a avut dreptate și o să vorbim cu doamna doctor Roxana Hristianovici și cu Elena Popa. Bună ziua! Bună! Ceau, Elena! Bun, am auzit așa, alcool cu sare, cremă de gălbenele, alcool medicinal, apă oxigenată. Okay. Cu care să încep? Eu sunt pediatru. Ok. Și prin urmare, mie nu-mi plac. În primul rând că dor toate. Deci în pediatrie, în primul rând ne gândim și la disconfortul pe care îl creăm copilului, așa că apă oxigenată în niciun caz. Dar nu, mai ales dacă ați încercat vreodată pe propria piele. Da, dar nu doare, adică nu înseamnă că mor microbii dacă te doare așa mult. Da. Nu are nicio legătură. Okay. Iar trebuie să-i doară doar pe ei și putem să aplicăm lucruri care să-i doară doar pe ei. Cred că trebuie să discutăm puțin de adâncime. Și de distanță, cât defect de piele. Ok, fiind pediatru, bănuiesc că aveți foarte des pacienți, copii care vin cu aceste julituri după joacă, după... Cele mai multe apar în jurul vârstei de un an, când încep să meargă și nu văd peretele, ușa, ce nu mai văd, diverse prin casă. Și atunci avem tăieturi în zona arcadei, multe pe buză și pe bărbie. Ok. În general sunt tăieturi cu separare de piele, dar pe care le putem apropia foarte ușor. Deci defectul poate să fie minim cu apropierea marginilor plăgii. În astfel de cazuri este o idee bună să începem cu apă și săpun ca să decontaminăm. Eu consider că nu este nevoie de un săpun antibacterian, chiar nu e cazul să omorâm orice bacterie există acolo, ci doar să curățăm resturile care ar putea să existe. Vorbim aici de praf, de vopsea care ar putea să fie acolo, și să curățăm absolut tot. Apoi eu folosesc foarte mult acești plasturi și vi recomand să-i aveți în casă. Sunt plasturii de înlocuire a suturii chirurgicale. Sunt de diferite dimensiuni, de la mai groși la mai subțiri. La ce îi folosesc e să mă ajute să securizez marginile plăgii, să apropii foarte bine o parte de rană de cealaltă, apoi să pun plasturele ca ele să stea lipite. Deci, atenție, n-am auzit până acum nici spirit, nici apă oxigenată, nici betadină, lucruri pe care suntem tentați să le folosim ca să super dezinfectăm o zonă, sau hai să zicem așa, când crezi că ar fi cazul să le folosim? În ce trebuie să ne tăiem ca să ajungem la astfel de dezinfectante? Lucruri care sunt vizibil murdare sau mai ales ruginite. Deci asta e foarte important, pentru că e general acceptat că o plagă mică, plagă înseamnă tăietură sau orice defect al pielii. Mică ce înseamnă? O adâncime de aproximativ 0,5 cm și o lungime de aproximativ 2 cm. Cam asta e general acceptat, că nu trebuie să mergi la medic pentru atâta lucru. E general acceptat că este suficient să o spălăm în jet de apă. Și atunci orice fel de impurități există, se duc sub jet de apă puternic, apă de la ghiuvetă. Nu s-au văzut pe studiile comparative beneficii în a folosi țări fiziologic. Nu s-au văzut diferențe când am comparat apa de la ghiuvetă în jet puternic cu serul fiziologic.
La ce mă refer? Urmăriți să vedem dacă a crescut riscul de infecție la o plagă spălată cu apă simplă sau dezinfectată. Dar, în schimb, dezinfectanții, în general, conțin alcool sau alte substanțe care pot să fie iritante. Noi avem o rană care e în curs de vindecare, o piele care deja suferă. Ea încearcă să se cicatrizeze. Și atunci, ea ce are nevoie? De hidratare, deci să oprim pierderea de apă din piele în afară și să oprim suprainfecția. Și atunci să menținem un mediu umed și cumva să protejăm plaga prime cu un pansament sau cu, ce crezi, Mihail, că urmează să spun, vaselină cosmetică. Nu, vaselină. Îți place vaselina asta? Da, da, da. Okay, da. Deci putem să punem vaselină peste... Da, este recomandat de Societatea Americană de Dermatologie și nu numai. Deci vaselina formează ca un pansament semi-ocluziv. Da, uite, am auzit de cremă de gălbenele. Știi ce face bine din crema de gălbenele? Ce? Am vrut vaselina. Să zic. Vaselina. Okay. Crema de gălbenele este formulată într-o bază de vaselină sau de ulei mineral. Uh-huh. Și exact asta, de asta o ajută. Ok, cum recunoaștem, și apropo de infecții, când ne dăm seama că e cazul să mergem la medic să ne facă acel vaccin antitetanic? Eu sunt destul de precaută la copii. Și atunci orice plagă care e într-un mediu potențial infectat, și aici vorbim în locuri în care puteam să avem fecale de animale, în rugină, în pământ. Chiar și atunci când vorbim de mers cu bicicleta prin pădure și luat așa zdrelit bine și profunzime, obligatoriu mergem la spital. Nu spun că este obligatoriu să facem ATP-ul, dar cred că este obligatoriu ca acea plagă să fie evaluată și îngrijită de un medic. Așa că acolo e posibil să fie nevoie și de o cremă cu antibiotic aplicată local, este posibil să fie nevoie și de o cremă cu antibiotic sistemic. Vorbim despre un mediu potențial infectat, adică pădure, pământ, rugină. Exact, rugină, apă stătută. Dacă vorbim de copii care s-au, nu știu, s-a înțepat într-un cui, într-o baltă, da? Ok, deci nu vorbim de casă, de exemplu, niciun caz, sau dacă la grădiniță. Nu lucrezi într-o secție de ATI și nu vii cu costumul de chirurgie să ți-l pui pe masa din sufragerie, cel mai probabil nu ai nimic foarte, foarte periculos la tine în sufragerie. Ok, cum ne dăm seama că a început să se suprainfecteze? Exact. Mirosul este un semn bun. Inflamația locală. Cum miroase? Zona... Miroase, urât. Miroase urât. Da, este clar un miros neplăcut pe plagă. Ne uităm tot timpul la semnele de inflamare locală. În jurul plăgii pielea nu trebuie să fie roșie, nu trebuie să fie umflată, nu trebuie să aibă aspectul acela de celulită cu... Mamele știu ce înseamnă celulita. Da. E o piele care se umflă, e roșie și e caldă. Pui mâna, e tegumentul cald, e roșu, doare. Exact. Poate chiar să doară pulsatil, ne poate spune copilul sau noi, să simțim că e o durere pulsatilă, atunci clar este o inflamație interioară. Asta înseamnă că avem o suprainfecție. Exact. Ce facem atunci? Doctor. Mergem la medic. Doctor, nu încercăm noi să... E posibil să fie nevoie de curățarea țesutului care este mort. De exemplu, dacă vorbim de o arsură care este profundă și țesutul care a fost ars este mort, acesta trebuie înlăturat pentru a putea lăsa loc țesutului viu să se dezvolte, acel țesut de granulație. Și dacă nu facem această debridare corectă a plăgii, orice o să aplicăm noi după o să fie insuficient pentru vindecare. Iar în pediatrie riscurile sunt și mai mari, pentru că dacă nu îngrijim corect plaga, se poate naște o cicatrice cheloidă. Cicatricea cheloidă este aceea care își pierde elasticitatea, pielea nu mai crește și își pierde acea proprietate de creștere, ceea ce este extrem de periculos când apare la vârstă mică, pentru că copilul continuă să crească, iar acea piele funcționează ca o menghină, începe să tragă, să tracționeze țesuturile din jur și poate să deformeze inclusiv membrul respectiv. Legat de arsuri, ai spus de arsuri profunde, dar în cazul arsurilor superficiale, când pielea este doar roșie sau eventual dezvoltă mici vezicule, încă suntem ok, să zicem. Noi recomandăm, primul lucru, zona respectivă sub jet de apă. Exact. Nici foarte rece, din nou, temperaturile extreme nu fac dreptate pielii, ca să zic așa. Jet de apă și noi, din nou, putem să aplicăm simplu vaselină cosmetică, pe care o avem sigur în casă. Mai este o regulă la arsuri, pentru că aveam în camera de gardă des mămici care veneau la mine cu copil cu arsură veche. E foarte important să înțelegem că la arsuri nu ne putem da seama
privind arsura doar cât de profundă e. Poate să fie o arsură de grad 1 sau 2, 3 și noi să nu știm care este profunzimea acelei arsuri. Și exista o regulă, e o regulă de aur, de fapt, în ce înseamnă arsuri. Dacă arsura de pe corpul nostru depășește dimensiunea palmei, palma pacientului, când vorbim de copil, vorbim de așa o pălmuță, dacă vorbim de un adult, este palma mea în cazul meu, dacă arsura depășește dimensiunea palmei, e foarte important să ajungem la medic, mai bine mergem degeaba la medic, e foarte important să ajungem la medic ca el să ne pună diagnosticul, să ne vadă un medic plastician sau un dermatolog care să vadă cât de profundă e acea arsură, cât de gravă este și să ne dea un tratament corespunzător. Și fiți atenți, ori de câte ori arsura nu doare, este un semn de gravitate. Da, atunci când avem o arsură și nu doare, obligatoriu trebuie să mergem cu ea la spital, mai ales dacă vorbim de copil, pentru că înseamnă că a mers atât de în profunzime încât au fost distruse terminațiile nervoase. Și atunci noi recomandăm, când există flictenă, să fie evaluat medical, măcar cu o poză pe WhatsApp, ceva ca un medic să vadă, și de asemenea timpul, în primele 6 ore. Iarăși, foarte important, de multe ori mamele așteaptă să vină tatăl acasă. Arsura s-a produs dimineața, de așteaptă să vină soțul, să le ducă cu mașina la spital. Da. Nu e ok. E important să intervenim cât mai repede. Da. Și în cazul acelei flictene, ce facem cu bășica? Se sparge? E bine să o spargem? Nu o spargem? Nu o spargem, punem folie. La mine, punem folie, ok. Da, eu sunt fan folie alimentară, în afară de faptul că spălăm cu, punem apă, că îi dăm copilului un antiinflamator, care are acest rol important de a reduce și durerea, de a reduce și inflamația, apoi aplicăm o folie alimentară, pentru că, exact cum spunea și colega mea, ne ajută să nu pierdem apă din interior în exterior și să nu intre bacteriile din exterior în interior. Este un filtru foarte bun, îl avem cu toții în casă și nu se lipește de plagă. Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați învățat astăzi. Cu drag. Ceau. Ok, deci